Prefectura Hunedoara monitorizează situația refugiaților din Ucraina care se află pe teritoriul județului Hunedoara. Dacă la începutul conflictului în județul Hunedoara erau doar 30 de refugiați, media zilnică după 5 săptămâni de război este de circa 15. Refugiații beneficiază de condiții optime de cazare și masă, iar Crucea Roșie răspunde cu promptitudine oricăror solicitări. Avem o medie de 150 de refugiați care sunt cazați în diferite zone ale județului. Am luat legătura cu toate locațiile în care acești refugiați sunt cazați. I-am pus în legătură cu cei de la Crucea Roșie ca să le punem la dispoziție materialele și nevoile necesare pentru cazare și pentru masă. Unde au fost solicitări, am trimis aceste alimente și toate materialele necesare. Chiar dacă unii refugiați sunt doar în tranzit prin județul Hunedoara, alții vor rămâne aici mai mult timp. Astfel, sunt aproape 100 de cetățeni ucraineni care au solicitat permisul de ședere în județul Hunedoara. În jur de 20 de copii din țara vecină fac deja școală aici și, în plus, au apărut deja și solicitări de angajare din partea refugiaților. Ministerul de Interne informează că, în prezent, gradul de ocupare a centrelor de cazare ale Inspectoratului General pentru imigrări este de aproape 89%, iar numărul cetățenilor ucraineni care au solicitat azil în țara noastră a ajuns la 4.320.